bandit. Understand it, I'm a fucking bandit. Benzina gratis la Lukoil. Ții un card de puncte pe care îl folosești un an jumate, bași benzina ca apucatul și la un moment dat le folosești. Dar ce faceți, mă, bandeților? Avem astăzi o misiune importantă. Ne întâlnim cu niște bandiți să le dau mănușile care am promis că le dau. Și astăzi, dacă tot e frumos afară, zic să facem să fie bine, să nu fie rău. Dar nu mai știu unde trebuia să mă întâlnesc cu unul dintre ei. Am uitat. Damn it. Da, hai, ne vedem acolo, nu? Ceva, banditule. Nu așa de bine ca tine. Dă să văd ce mână ai, cât de mare e. Mamă, e o pare cât de mare. Hai să vedem. Vezi dacă ți-s bune astea? Câte L? Da, dar astea-s mai mici cu o mărime. Mai mare de atât n-am, asta e XL. Încearcă-o pe asta. Nu mai bea, că uite ce tremuri. Nu e de la băut. E de la țigări, a? V-am spus sincer. Noi, chestia de asta, mi-i doamne sau ceva. Tu cred că ai fost al treilea motovlogger de care am dat. Prima oară am dat de Spitfire. După am dat de motorbike, după am dat de pit. Am înțeles. It's ok? Da. Și îți dai seama că nu. E bun. Na, să le porți cu plăcere. Să nu le dai pe jos. Eu măcar. Că am treabă și... Ha? O poză măcar? Hai, să facem o poză. Să ieșim amândoi bine. Te-ai venit cu casca ca să facem poză? A, uite, că le-am și uitat. Da? Da, frate. Dar tu cu ce ți-ai prins ăsta? Cu silicon? Cu sipol. Aveam de gând să cumpăr sugru, dar... Am vrut să fac pe moment și... Băutura asta. Vezi? Nu mai bea. Nu mai bea că nu face bine. Și mersi mult. N-ai de ce? Poate... Să-mi dăm eu și-o permisul. Ieșim la autură. Ieșim. No. Ciao. Mănușile au fost livrate, cel puțin prima pereche. Ideea a fost că am primit 6 perechi, știi? Adică trebuia să primesc 3 și am primit 6. Zic că dacă tot am primit așa de multe, să ajut puțin cei care fac școala de șoferi și nu au mănuși, școala de A sau, mă rog, A2, A1, whatever, și nu au mănuși decât să umble cu palma goală, am zis să mă ofer eu să le ofer, le ofer o pereche de mănuși, chiar dacă nu sunt Alpine Stars sau ceva, își fac treaba. Hai. Și eu mă tocmai făcea școală, i-am rugat să-mi o... Bine, boss. Am rugat să-mi trimită poză cu ei de la școala de șoferi. Și am ales câțiva așa, random. Singura rugăminte a fost ca ei să fie din Brașov. Ceea ce s-a și întâmplat.
mi se pare așa drăguț, știi, să dai. Adică dacă tot le-am primit eu. Am făcut review, oamenii au fost mulțumiți. De ce să nu le dau mai departe, nu? Zic eu. Ia uite și cu tante. Tante, ce faci tante pe aici? Doamne ferește. Și o calcă și după aia plânge, mă. Da. Și prin urmare, chestiile ce le mai primesc de la diferite firme, de obicei le dau mai departe dacă nu le folosesc. Mănușile, am zis că dacă tot e primăvară, știu că oamenii acum se înscriu la școală și din astea. Și știu cum e atunci când te înscrii la școală să nu ai echipament. Că și eu am purtat niște chinezării, salut! Și de asta am ales să fac treaba asta. Nu pentru interes, ci doar așa. De amorul artei. Mă, băieți, dacă sunteți băieți cu bun simț, credeți-mă, și eu sunt la fel. Pentru că sunt și eu om, nu sunt o vedetă sau un star. Normal ca și voi. Și el făcea școala de A, deci și el poate să facă treaba asta la fel cum o fac și eu. Nu este nicio diferență între noi. Ciclist care semnalizează, nice. Bă, nene, ce au mă pietoni în perioada asta? I-o trăznit zi, astănia de primăvară. Bună ziua. Aerul greu de atâția ani și tot jegul. Resping cu haldă tupeu, autorități și orice reguli. Bat străzile astea în lung și lat, sunt la curent ca un trolebuz. Bat palma și apoi fac un blat, te calc în picioare, eu nu mă scuz.